Traian Ionescu, Național TV. Ce proiecte de lege ar fi necesare pentru a crește în turismul intern? Ce v-ar ajuta în acest lucru? Mulțumesc, Național TV, pentru întrebare. Sigur, acum Național TV și cu Național Turism, iată, o prietenie care se naște cumva subliminal. Sigur, noi am făcut multe proiecte de felul ăsta la nivel privat, dar aveți dreptate, ar trebui ca și mediul de afaceri sau infrastructura legislativă să ne ajute. O inițiativă pe care am reușit să o trecem la nivel de breaslă acum 2 ani a fost acea ordonanță care introducea pe piața românească etichetele de vacanță. Dacă știți, a fost o luptă de vreo 4 ani când a venit Elena Udrea, ministrul la turism, ne-a întrebat atunci pe toți în breaslă care e primul proiect care așteaptă sau care ar avea impact. Și mi-a spus etichetele de vacanță. Ordonanța a trecut, etichetele s-au făcut, după aia a venit criza și guvernul a tăiat această facilitate. Cred că legea există, deci cadrul există. Problema este că nu se aplică. Trebuie ridicată această barieră. Deci nu trebuie dată o lege nouă. Trebuie ridicată această barieră. De austeritate, să spunem. Să spunem că nu mai e cazul. Și atunci, dacă toți funcționarii publici, toți angajații statului vor primi în loc de prime de vacanțe, cu care știm noi, se duc la țară, plătesc datorii din urmă, fac un chef, că nu prea le ajunge de o vacanță, vor fi nevoiți să plece în vacanță și mai ales în România, banii noștri să nu se supere Cristian, banii noștri românilor vor rămâne în România, vor produce aici și TVA și impozii și locuri de muncă. Deci credem că este un instrument care în momentul ăsta e ca o armă bună care stă în teacă, nu e folosită pe piață. Ridicarea acestei bariere și obligarea instituțiilor de stat să dea aceste prime de vacanță în formă de etichete de vacanță ar putea să dea un impuls și ar putea fi folosită ca atare în industrie. Vreau să vă spun că am fost la o prezentare despre Senior Voyage acum câteva zile în care directoarea de produs din Spania făcuse un calcul foarte deștept. Mi-aș dori foarte mult să se întâmple și în România lucrul ăsta. A spus, noi cheltuim ca stat 90 de euro ca să subvenționăm acest produs, dar iată, am câștigat 93 de euro și 347 de locuri de cazare. Ai putea să pufnești în râs ce e 347 de locuri de cazare într-o discuție la nivel european despre turism. Iată că ei privesc lucrurile astea foarte serios. Ori la noi nu s-a văzut decât partea negativă. Cât o să ne coste pe noi dacă nu luăm impozite pe salariile? Nu se gândește nimeni că, de fapt, nu se dau dacă nu se pot da. Și nu se gândesc și la partea pozitivă. Oamenii acolo gândesc cumva, deși de la stat, ca niște antreprenori. Cât ne costă, cât câștigăm. Dacă am făcut un profit noi ca stat, ca impozite, ca venituri și așa mai departe, direct și indirect, ar fi grozav să putem să facem și unele lucruri astea. Deci unul dintre elemente este această repunere pe picioare a legii etichetelor de vacanță. Și mai sunt și altele. Dacă vreți, putem să vorbim până la mine dimineață. Eu sunt foarte porniți și sufletiți pe tema asta, dar am să-i las și pe colegii mei să răspundă la întrebări. Vă rog, dacă sunteți amabili, să adresați întrebări și pe zona colegilor noștri low cost sau VIP. E foarte interesant să ai în același grup și adresabilitate low cost, dar și adresabilitate pentru piața premium. Pentru mine, cel puțin, la turismul intern va fi o provocare să servesc cu produse foarte ieftine, atât pe colegul de la Europa Travel, cât și cu produse speciale, dedicate, cu un nivel înalt de service pentru pe Gas Holidays. Vă rog.